Zilnic, prin unitatea de primire urgențe a Spitalului Județean Galați, trec în jur de 3-400 de pacienți, iar presiunea a crescut și mai mult după izbucnirea pandemiei de COVID-19. Un ajutor prețios în această perioadă vine odată cu finalizarea proiectului de extindere, modernizare și dotare cu echipamente moderne a secției UPU. Investiția, în valoare de 1,5 milioane de euro, a fost realizată de Consiliul Județean Galați în cadrul unui proiect cu fonduri europene derulat prin Programul Operațional Regional. Consiliul Județean împreună cu Spitalul am depus un proiect pentru a fi finanțat cu fonduri europene, un proiect de peste 1,5 milioane de euro, mai exact peste 7 milioane de lei. A însemnat extinderea unității de primire urgență cu 700 de metri, practic s-a dublat suprafața unității de primire urgență. De la 700 de metri am ajuns la 1450 de metri. În momentul de față toată lumea poate și s-a mărit inclusiv suprafața pentru pacienții care sunt în așteptare. Din această sumă de 7 milioane de lei, 3 milioane de lei reprezintă dotarea cu aparatură medicală, începând de la computer, tomograf, incubator pentru transportul copiilor, pentru elicopter, tărgi, mobilier, radiografie pentru pacienți, să fie făcută radiografie pe targă. Adică tot ceea ce este nevoie, inclusiv materialele consumabile, ceea ce este nevoie pentru o unitate de primire urgențe. Reconfigurarea circuitelor medicale din unitatea de primire urgențe va permite o intervenție mai rapidă și mai eficientă în tratarea pacienților. Incubatorul de transport pentru nou-născuți, dar și computerul tomograf, se numără printre piesele de rezistență ale secției UPU. Pacientul când este adus sau sosește prin mijloace proprii în unitatea de primire urgențe, este evaluat în acest sector, la triajul medical. În funcție de nevoile, de parametrii vitali pe care are și nevoile de terapeutice, este catalogat cu un anumit cod de culoare și în funcție de codul de culoare, admisia se face de la roșu imediat în camera de stabilizare până la culoarea albă, în care așteaptă 120 minute, sunt doar probleme administrative. Foarte important un incubator, care până acum nu exista un incubator portabil ca să-l folosim în prespital. Este pretabil și la transportul cu elicopterul, dar și la mașinile de terapie intensivă. Aceasta este camera de comandă a computerului tomograf. Acesta este computerul tomograf propriu al secției. Și vă dați seama, fac un minut din partea cealaltă, câteva secunde până aici cu pacientul. Asta e nou? Da. Una dintre modernizările importante ale secției UPU a vizat și îmbunătățirea accesului ambulanțelor printr-o rampă cu dublu sens acționat automat. De asemenea, tot printr-un proiect al CJ Galați, echipajele UPU SMURD vor fi dotate în câteva zile și cu o mașină de intervenție de ultimă generație complet echipată.